mulțumesc lui Dumnezeu căci mi-a dat acest har din nou să fim la părtășie. Amin. Să venim în casa lui Dumnezeu și să ne bucurăm. Amin. În seara aceasta, dragii mei, vrem să ne bucurăm în cuvântul lui Dumnezeu. Amin. În cântare, în tot ceea ce se face, să se facă spre slava lui Dumnezeu. Amin. Și împăratul nostru să fie slăvit. Amin. Amin. Slăvit să fie Domnul. Aș dori, dragii mei, haideți să dăm cinste cuvântului și să citesc câteva versete din Psalmul 20. Ne ridicăm în picioare și cinstim cuvântul lui Dumnezeu ca respect față de El. Psalmul 20, 3 versete. Să te asculte Domnul în ziua necazului. Să te ocrotească numele Dumnezeului Iacov. Să-ți trimită ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijine din Sion. Să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească toate și să primească arderile de tot. Amin. Ocupați locurile în prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, în această seară suntem adunați în casa lui Dumnezeu și vrem să fim în părtășie și vrem ca jertfa pe care aducem înaintea lui Dumnezeu să fie primit. Amin? Amin. Amin. Asta este dorința noastră. În fiecare seară, fie că noi suntem dintr-o parte, fie că noi suntem din altă parte, dorim, dragii mei, să înălțăm pe același Dumnezeu. Amin. Amin. Aș dori să aduc un salut din partea aceasta, din partea Bucovinei, din partea Sucevei. Maranata, Domnul nostru vine! Amin. Amin. Așteptați pe Domnul Iisus, dragii mei. Vreau să vă spun prin toate lucrările pe care umblăm într-o parte și în alta. Vrem la urmă să primim o cunună și vrem, dragii mei, să ne ostenim în lucrarea lui Dumnezeu și la urmă să primim o cunună și Dumnezeu să ne ajute și noi, dintr-o parte și dumneavoastră din locul acesta, să ne ajute să ne luptăm lupta cea bună și la urmă să primim cununa veșnică. Amin. Amin. Dragii mei, m-am gândit la cuvântul acesta pe care mi s-a pus în față și pe care Dumnezeu m-a îndemnat în seara aceasta să citesc aceste trei versete. Aș dori, dragii mei, să vorbesc din cuvântul acesta, din Psalmul 20. Și doresc să fim cu o mare aminte la cuvintele acestea pe care le voi spune seara aceasta. Mi-a pus Dumnezeu o întrebare zilele acestea și cu privire la acest psalm. Și m-a întrebat Dumnezeu în felul următor. Ca să te ascult, ai îndeplinit condițiile. Dragul meu, în seara aceasta ca Dumnezeu să te asculte. Ca Dumnezeu să-ți asculte rugăciunile, să te asculte, dragul meu, cerere în seara aceasta. Vreau să spun întrebarea. Tu ai ascultat de Dumnezeu? În seara aceasta, dragii mei, suntem în casa lui Dumnezeu și haideți să ne punem niște întrebări. Suntem la un timp în care vrem să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ducă izbăvire. Avem probleme, avem greutăți, avem încercări și care Dumnezeu ne pune și El la probe, Satana ne pune și El la probe și câteodată, dragii mei, ne gândim, Doamne, de ce nu ne asculți? Dar nu pe partea aceasta domnicească. Haideți, dragii mei, să ne gândim în seara aceasta ce trebuie să facem ca Dumnezeu să ne asculte. În primul rând, ca Dumnezeu să te asculte, tu trebuie să-L asculți. Amin. Dumnezeu să ajute poporul din locul acesta ca întâi noi să-L ascultăm pe Dumnezeu și apoi El să ne asculte. Noi dorim un alt lucru, Doamne, ascultă-mă Tu, că eu nu te mai ascult. Dragii mei, în seara aceasta trebuie să învățăm un lucru foarte clar și pe o linie directă. Ca Dumnezeu să te asculte, tu trebuie întâi să-L asculți pe El și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Dragii mei, am stat și m-am gândit la unele rugăciuni care le-am anunțat înaintea lui Dumnezeu, unele condiții care mi-a pus El în mie personal, dragii mei, eu nu le-am împlinit. Și Dumnezeu nu m-a ascultat și am spus, Doamne, dar în psalmul acesta spune să te asculte Domnul în ziua necazului. Eram în ziua necazului și am zis, Doamne, te rog, ascultă-mă și Domnul nu m-a ascultat. Și mi-a pus Dumnezeu întrebarea aceasta. Atunci când eu am spus să-mi ascult condițiile care ți le-am pus, tu nu m-ai ascultat și acum vrei biruință? Dragii mei, haideți să nu ne învățăm cu cuvântul acesta că este un psalm frumos și că doar citim din el la timpul de rugăciune, că așa avem obiceiul să ne asculte Domnul.
Dragii mei, dar Dumnezeu să ne ajute în această zi, să ne ajute Dumnezeu în acest prim lucru, ca noi să-L ascultăm de El. Haideți să ne gândim, dragii mei, dacă mă ascultat de Dumnezeu anul acesta, dacă mă ascultat de glasul Lui anul acesta, dacă mă ascultat săptămâna aceasta de Dumnezeu, dacă mă ascultat de Dumnezeu în ziua de astăzi, haideți să ne aducem aminte, dragii mei, atunci când Duhul Sfânt venea la mintea noastră și ne spunea: fii atent la lucrul acesta, împlinește cuvântul acesta, fă lucrul acesta, noi nu-l făceam. Și apoi veneam în rugăciune și strigam către Domnul: Doamne, te rog, ascultă-mă. Dar spun întrebare, dragul meu, și iar îți spun și voi repeta: dacă tu nu-L asculți pe Dumnezeu, cum vrea El să te asculte? El vrea ca noi să fim niște copii care noi să-L ascultăm pe El. Și Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, haideți să seara aceasta, să înțelegem lucrul acesta. Dragii mei, să înțelegem lucrul acesta. Dacă luăm pe toată aceasta firească, un copil îl roagă pe tatăl său ca să-i cumpere, ca un exemplu, o bicicletă, da? Și dacă copilul ascultă de tatăl său, în toate lucrurile, eu cred că tatăl său îi cumpără o bicicletă. Dar dacă nu îl ascultă, îi mai face dorința? Nu. Îi mai împlinește dorința, îi mai împlinește pofta? Eu cred că nu, dragii mei. Și în seara aceasta, dragii mei, haideți să ne gândim și la cuvântul acestui caz, care în versetul 4 spune: să-ți dea ce-ți dorește inima și să îndeplinească toate planurile tale. Dragii mei, dacă noi în seara aceasta vom asculta de cuvântul lui Dumnezeu și ne vom întoarce cu privirea către El, către Împăratul Slavei, Dumnezeu ne va asculta. E ceea ca și copilașul, dacă vor asculta de tatăl său, de mama sa, dacă vă ascultă de părinți, dragii mei, părinții îi vor face poftele, îi va da ceea ce dorește, dragii mei. Și așa e și cu Dumnezeu. Pe planul acesta, Domnicel, dacă noi îl ascultăm pe Dumnezeu, dacă facem voia lui Dumnezeu, dacă îl urmăm pe Dumnezeu, El ne va asculta. Și în seara aceasta doresc, dragii mei, să-L ascultăm de Dumnezeu, dragii mei. Și Dumnezeu în seara aceasta să se atingă de noi, amin? Eu cred că sunt probleme în seara aceasta, sunt fel și fel de lucruri și cred că Dumnezeu în seara aceasta poate să intervină și Dumnezeu să lucreze. Amin. Să-ți trimită ajutor din locașul Său cel Sfânt. Dragii mei, dacă ne ducem în seara aceasta în cartea Exod, la capitolul acesta 20, o a doua întrebare care Dumnezeu mi-a pus-o și era în gândul meu și am zis: Doamne, ajută-mă să pun întrebările acestea, ca nu cumva eu să cred că Tu mă asculți și Tu nu mă asculți. Și uitați, am spus că ce este bine seara aceasta să ne uităm puțin la poruncile Domnului Iisus Hristos care ni le-a lăsat în Scriptură, să vedem dacă le-am împlinit, dragii mei. Uitați, haideți să luăm, dăm un exemplu, această poruncă de la versetul 3: să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Dragii mei, în seara aceasta, un factor care ar putea să ne oprească rugăciunea este această poruncă: să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Haideți, dragii mei, să ne gândim în vremea aceasta în fața cărui Dumnezeu stau și stai. Sunt niște Dumnezei străini care ne fură puterea. Sunt niște Dumnezei străini, dragii mei, care ne încurcă rugăciunile. Dau un exemplu: dacă stai mai mult timp, și în cazul pocăinților, nu cred că trebuie să fie televizor în familiile noastre, amin? Dacă stai mai mult la televizor decât în rugăciune, Dumnezeu, vreau să spun că nu îți va lua în calcul timpul care stai la televizor, îți va lua timpul care stai la rugăciune, dragul meu. Dragul meu, dacă poate te rogi înainte lui Dumnezeu de o vreme pentru un caz sau o problemă, să zic așa, dacă stai mai mult, și o spun cu toată îndrăzneala, dacă stai ore și noaptea pe internet, dau un exemplu, și apoi vine înainte lui Dumnezeu ca Dumnezeu să te ajute, sau poate cazul meu când am fost la școală: Doamne, ajută-mă la examenul acesta, ajută-mă la examenul acesta, dacă eu nu stăteam și nu mă rugam înainte lui Dumnezeu și nu învățam, eu nu treceam examenele acelea. Dumnezeu să ne ajute în seara aceasta, dragii mei, să fim atenți în fața cărui Dumnezeu stăm în vremea aceasta. Dumnezeu să ne facă înțelepți în seara aceasta, dragii mei,
discernem lucrurile în vremea aceasta, pentru că mulți Dumnezei s-au strecurat în familiile noastre cu părere de rău, în bisericile noastre. Dumnezeu să-i aceasta, dragii mei, să ne ajute să scoatem orice Dumnezeu străin afară și să lăsăm ca Domnul Iisus Hristos să lucreze și în continuare. Să ne ajute Dumnezeu ca să-L primim în casa noastră, în familia noastră, ca Dumnezeu, ca Mântuitor al nostru personal. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Dragii mei, doresc să merg la altă poruncă care spune astfel, în versetul 7. Un alt factor care ar putea să ne oprească rugăciunea înălțată către Dumnezeu. Aici spune astfel, dacă aveți scripturile să urmăriți, să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Dragul meu frate și draga mea soră și dragul meu tânăr care e în seara aceasta, aș dori să le punem această întrebare. Dacă în săptămânile acestea, dacă în lunile acestea, dacă poate în anul acesta am adus înaintea lui Dumnezeu pe altar rugăciuni. Și am adus rugăciuni care poate sunt pe altarul său de ani de zile chiar. Acest factor, această poruncă care Dumnezeu ne-a dat-o, haideți să ne gândim cum am putut sta înainte lui Dumnezeu și dacă am luat în deșert numele Domnului. Poți să iei în deșert numele Domnului printr-o glumă, printr-un lucru care îl faci ne la locul lui, poți să iei numele Domnului în deșert la lucru acolo unde ești, atunci când te mai plictisești, când nu mai ai ce face, mai spui un banc, mai intri într-o problemă, într-alta, și îl osândești pe Dumnezeu. Și apoi spui altceva, dragul meu, spui, Doamne, de ce nu mi-asculți rugăciunea? Și vreau să-i așează să spun cu toată îndrăzneala, Dumnezeu te duce în fața această poruncă, să vezi, să te cercetezi, de ce Dumnezeu nu ți-asculta rugăciunea. Dragii mei, orice lucru, orice glumă, care nu este la locul ei, care nu trebuie spusă, orice păcat. Eram în zonă aici și într-o seară m-a uimit un lucru care un om al lui Dumnezeu, să spunem, a zis că a avut o lucrare că o soră avea niște păcățele, adică nu păcate, păcățele. Și m-am ridicat în picioare și am zis, Doamne, o vreme aceasta oare sunt păcățele mici, păcățele mari? Dragii mei, păcatul este păcat. Și păcatul trebuie să spunem păcat în vremea aceasta. Nu trebuie să cântărim în balanță păcatele. Să nu ne jucăm cu păcatele, dragi frați și surori, în seara aceasta. Această poruncă care ne poate opri. Dragii mei, dacă nu primim această poruncă, vreau să spun că nici rugăciunea mea, nici rugăciunea ta nu este ascultată. În seara aceasta, Dumnezeu să ne sfințească gurile, amin? Dumnezeu să ne sfințească trupul în seara aceasta. Dumnezeu să ne schimbe mentalitatea și viața noastră către Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. O altă poruncă care este a treia și aș vrea să o citim împreună este la versetul 16. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Un alt factor sau o altă poruncă pe care Dumnezeu ne-a pus-o în fața noastră în Scriptură, în aceste 10 porunci, poate fi iarăși o piedică. Dacă noi, în vremea aceasta, în umblarea noastră, în cetate, în afara cetății, prin viața aceasta noastră, frați și sorori, dacă eu îl cărtesc pe fratele, sau dacă eu îl vorbesc de rău pe fratele, sau pe o soră, sau pe un alt frate, și apoi vine înaintea lui Dumnezeu, haideți să ne punem întrebare în seara aceasta, Dumnezeu ne mai ascultă? Eu cred că nu ne ascultă, dragii mei. În seara aceasta, haideți să ne gândim, dragii mei, care sunt factorii care ne încurcă rugăciunile și mijlocirile către Dumnezeu. Și în seara aceasta, Dumnezeu să ne aducă aminte, să ne întoarcem la El, dragii mei.
Și să ne ajute Dumnezeu un lucru foarte important, să împlinim poruncile sale. Amin? Dumnezeu să ne ajute. Dragii mei, un al treilea lucru, o altă întrebare care Dumnezeu mi-a pus-o stând aici în zona dumneavoastră, mi-a pus personal mie și am spus, apoi, dacă Dumnezeu ajută să vestesc Evanghelia din cuvintele acestea, Dumnezeu să lase cuvânt. Și, dragii mei, o altă întrebare care mi se pune în seara aceasta, haideți să ne gândim dacă am venit curați înaintea Sa. Știți că pot fi persoane în seara aceasta care nu sunt curate înaintea Lui Dumnezeu? Pot fi persoane care sunt murdare înaintea Lui Dumnezeu. Dar în seara aceasta haideți să cerem milă și îndurare de la Dumnezeu și Dumnezeu să se dure de noi. Amin. Dumnezeu să se dure de biserică de locul acesta. Amin? Amin. Și în seara aceasta, dacă suntem murdare înaintea Sa, Dumnezeu, nu abuzăm la sângele Domnului, dar îl rugăm frumos ca Dumnezeu să se îndure de noi. Și în seara aceasta să lase sângele Său peste noi, să ne curățească. Amin. Și să putem, dragii mei, apoi să ne rugăm înaintea Sa și noi să fim în legătură cu El și Dumnezeu să ne ajute. Un alt lucru, al patrulea lucru și mă apropii de încheiere, pentru că apoi vreau să facem o rugăciune. Un alt lucru care ar putea, dragii mei, și este cu siguranță un lucru care ar putea să ne oprească legătura cu Dumnezeu, este starea noastră domnicească și este starea noastră de legătură cu El. Și sunt două lucruri care sunt foarte principale, rugăciunea și postul. Dragii mei, haideți să ne punem o întrebare și îmi pun și eu o întrebare în seara aceasta. Cum suntem înaintea lui Dumnezeu în aceste două lucruri? În post și în rugăciune. Spune cuvântul lui Dumnezeu că niște soiuri de dragi pot fi scoase prin post și rugăciune. Dar biruința nu e tot prin post și prin rugăciune. O biruință pe care o aștepți, o rugăciune care e înălțată înaintea lui Dumnezeu, vreau să spun, dragul meu, că Dumnezeu te ascultă, dar dacă vine înaintea Sa cu stăruință, în seara aceasta Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să fim conștienți că rugăciunea ne poate fi ascultată și prin post și rugăciune. Dumnezeu să ajute poporul Său și Dumnezeu să ne dea și asta putere să putem, dragii mei, să îl urmăm pe El. Dumnezeu să ajute biserica din locul acesta. Să ajute Dumnezeu să poată să înainteze, dragii mei. Amin. Să fie curaj atunci când înălțați rugăciunea înaintea lui Dumnezeu. Întâi dumneavoastră să-L ascultați pe Dumnezeu, eu să-L ascult pe Dumnezeu. Și apoi, după ce l-am ascultat pe Dumnezeu, Dumnezeu ne va asculta și El pe noi. Vrem să facem o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, deci haideți să ne ridicăm în picioare. Și ar dori, dragii mei, să facem o rugăciune. Ar dori să ne rugăm pentru cei bolnavi.